Partidul Național Liberal se consideră pregătit pentru alegerile europarlamentare. Până în 15 februarie, PNL va avea definitivată lista candidaților pentru aceste alegeri. Deja au fost desemnați 30 de candidați la primăriile din județ, iar procedura de selecție a candidaților pentru Consiliul Județean este în curs. Sunt peste 35 de liberali maramureșeni care și-au exprimat intenția de a candida la alegerile locale din 2020 pentru un loc în Consiliul Județean. O listă pe care Partidul Național Liberal o va propune și eu cred că din liderii pe care Partidul Național Liberal îi are și cadrele pe care Partidul Național Liberal le are, vom găsi cele mai bune soluții ca această listă să fie una ofertantă pentru electorat. Totodată vreau să vă spun că, din punctul nostru de vedere, europarlamentarii trebuie să fie acei oameni bine pregătiți, care cunosc afaceri europene și politică geostrategică și care pot să aducă valoare României în Parlamentul European. Aici nu vorbim de o politică regională, o politică locală sau nici măcar doar națională, ci vorbim de politică europeană. Aceste alegeri se desfășoară într-un moment dificil pentru Uniunea Europeană, în același timp cu Brexit-ul, cu negocierea bugetului pentru 2021, cu alte provocări pe care Uniunea Europeană le are. Și de aceea Partidul Național Liberal va încerca să vină cu o ofertă cât mai bună și cu soluții europene cât mai clare. În județul Maramureș, noi cred că suntem suficient de bine pregătiți pentru alegerile europarlamentare și pentru prezidențiale. Am reușit în cursul anului trecut să batem comună cu comună, oraș cu oraș, să umblăm tot județul și să ne întâlnim cu cetățenii, să luăm pulsul comunităților locale, iar ceea ce am făcut anul trecut se va vedea cu siguranță într-un scor foarte bun anul acesta. Referitor la candidaturile pe care le-am anunțat deja la sfârșitul anului trecut, avem desemnați deja peste 30 de candidați pentru alegerile locale la primăriile din județ. Sunt primarii în funcție, primarii care au demonstrat că pot să gestioneze foarte bine fondurile și dezvoltarea unei comunități locale, atât prin atragere de fonduri europene, cât și printr-un management foarte bun pentru comunitățile locale. Acești primari cu siguranță vor fi cu toții realeși pentru încă un mandat și suntem foarte, foarte, foarte optimiști de acest lucru. Totodată mai sunt și alți candidați pe care i-am selectat, candidați care cu toții au o experiență profesională foarte bună, sunt profesioniști în domeniile din care provin și cu siguranță vor face o figură foarte frumoasă la alegerile locale. În cursul acestui an vom mai veni și cu alte nominalizări în ceea ce privește UAT-urile din județul Maramureș. Totodată am început procedura de selecție a candidaților pentru Consiliul Județean. Și aici mă refer la consilierii județeni. Avem peste 35 de colegi, lideri județeni și local din județul Maramureș, care și-au exprimat deja intenția pentru a candida pentru un loc în Consiliul Județean Maramureș. Acest lucru nu poate decât să ne bucure și să arate faptul că Partidul Național Liberal va veni la alegerile locale cu o ofertă foarte bună pentru maramureșeni. Și sunt convins că vom câștiga Consiliul Județean Maramureș. În urma deplasărilor pe care le-am avut anul trecut cu conducerea partidului, întreaga o acțiune concertată a tuturor colegilor mei, putem spune în acest moment că organizația PNL Maramureș este extrem de bine situată, extrem de bine închegată. Mai mult decât atât, după cum a spus anterior vorbitorii mei,
Se vede că au fost multe cereri de adeziune la Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că oamenii încearcă și încep din ce în ce mai mult să aibă încredere în conducerea partidului. Văd că acest partid vrea să facă ceva benefic pentru județul acesta. Mai mult, colegii mei din Consiliul Județean au fost de fiecare dată pentru crearea bunăstării acestui județ. Pentru primăria municipiului Baia Mare, PNL Maramureș a anunțat doi potențiali candidați, Călin Bota și Simeon Bizău. Pentru președinția Consiliului Județean ar putea candida președintele PNL Maramureș, Onel Bogdan. După ce mă voi consulta cu colegii mei din Partidul Național Liberal, cu siguranță până anul viitor, în primăvară, când vor fi alegerile locale, vom lua o decizie. Dar dacă voi candida, vom câștiga alegerile. PNL Maramureș își propune să câștige la alegerile locale din 2020 cel puțin 30 de primării, în prezent sunt 21 de primari liberali.